Această educație sexuală care nu se făcea nici acasă foarte mult, nu se făcea nici la școală și nici în alte medii, nu făceam cumva unii altora. Adică funcționa chestia asta destul de bine, mi-amintesc. Dacă cineva afla ceva despre acest domeniu, informația asta se transmitea mai departe. Și se făcea așa, din om în om, foarte bine. Adică aș putea spune că adevărata academie a educației sexuale precare, repet, pe care am avut-o, a fost făcută de colegi și prieteni. Și Gașca, și vă împărtășați, băi, da, am fost cu Gagica aia, lucru. Gașca, da, se știau Gagica astea, zicea, băi, nu știu acum cum e și o perspectivă de femeie în toată povestea asta, cum imaginez că e un pic altfel. Eram cruzi, eram nedrepti, eram agresivi și stupizi de multe ori, cum probabil că așa sunt adolescenții de când lumea și pământul, dar îmi imaginez că era mult mai greu să fii fată în adolescență decât să fii băiat. Până la urmă, ca băieți, era ok. Apoi la liceu eram la o clasă de uman, unde teoretic ar fi trebuit să avem foarte multe fete și să fim foarte puțini băieți, dar eram vreo 10 îndrălăi în clasă la și încă 20 de fete. Neavând un raport din ăsta foarte dezechilibrat, cred că am crescut într-o relativă armonie, adică erau fete pentru toată lumea și băieți pentru toată lumea. N-am crescut nici numai între fete, nici numai între băieți. A fost așa, la standard mediu. Dar, nu știu, cred că noi am avut un deficit de sexualitate. Dar, apropo de adolescențe din ziua de azi, la un moment dat am ajuns să predau într-un liceu. Niște cursuri, nu contează. Ce e important e că am avut acces la tinerii din ziua de azi, cum se spune. Și mi-a făcut mare plăcere să-i observ și să-mi dau seama că noi avem niște prejudecăți idiote cu privire la tinerii din ziua de azi, pentru care vin din ignoranță, din faptul că noi nu știm cum sunt de fapt acești oameni. Și nu știm pentru că chiar și aceia dintre noi care avem acasă copii adolescenți, de exemplu, pare că am avea acces la lumea lor, dar nu avem, de fapt. Și am constatat că sunt mult mai puțin depravați și sexualizați decât își închipuie adulții, care își închipuie că toată ziua, bună ziua, copiii ăștia nu fac altceva decât să se intereseze despre sex sau să-și petreacă timpul dorind să facă sex. Dar sunt sex. Mai educați din punctul ăsta de vedere? Ți s-a părut? Nu mi s-au părut mai educați tinerii de 17 ani. Și atunci cum explici? E o chestie culturală, se transmite din generație în generație, la fel cum se transmite... E aceeași tară, dar deși au, iată, internetul la dispoziție. Da. Uite, chiar am făcut eu, e mult spus o educație sexuală, dar o educație așa, de bagabonțeală mai mult, cu un adolescent de 17 ani, pe care l-am avut elev, care era foarte încântat de faptul că descoperise, de exemplu, fotografii cu bust de damă. Și îi plăceau busturile de damă și își punea pe rețelele sociale toată ziua, bună ziua, diferite poze cu sâțe, cum se spune pe românește, în diferite circumstanțe, adică țâțe de vedetă, țâțe de mamă la plajă, tot felul de chestii. Care nu erau, erau o copilărie, nu erau un material pornografic dur, că nici nu ar fi rezistat pe o rețea din asta tot mai pudibondă. Ar fi raportat cineva, domnule, ăsta pune nenorociri. Și am explicat, cât m-am priceput și eu, că e bine să fie mai i-am făcut mai degrabă o educație media decât sexuală, să fie mai rezervat cu lucrurile pe care le expune pe internet în numele lui, sub numele lui, pentru că astea cumva rămân acolo și el, dacă peste 2 ani ajunge, poate nu peste 2 ani, dar dacă continuă cu genul ăsta de comportament, la un moment dat o să aibă și el un rost în viață, dar devine vulnerabil
când te uiți la, la trecutul lui. Păi stai că ăsta are un istoric în care ultimii 20 de ani a pus numai țâțe pe internet. Nu e ok dacă vrei să fii primar în Chiajna, de exemplu.